atunci, este incompetent și astăzi. Este capabil chiar să dea undă verde ca Putin să distrugă complet Ucraina. Sunt subiectele noastre în această seară la Jurnal. Începem! Vă spuneam, un cetățean obișnuit l-a observat la Oradea pe criminalul evadat de la București. Trecuseră deja 14 ore în care poliția îl tot căuta. Ba la București, ba în Prahova, ba la Cluj. Oradeanul îl văzuse la televizor, îi văzuse suspectului fotografia, l-a recunoscut, nu a stat pe gânduri, a sunat la 112. În câteva minute polițiștii l-au capturat. Dacă polițiștii l-ar fi scăpat, criminalul s-ar fi urcat în a cincea mașină pe care a folosit-o de când a fugit din București și ar fi mers la Satu Mare. Criminalul extrem de periculos, evadat din ambulanța penitenciarului din capitală, a fost prins abia când a ajuns lângă Oradea. A avut parte de 14 ore de libertate, timp în care a parcurs numai puțin de 600 de kilometri. Bărbatul de 33 de ani, dat în urmărire națională, a fost recunoscut în această zonă a orașului Oradea, pe șoseaua de centură, de un cetățean care a sunat la 112. A recunoscut-o după semnalamentele prezentate în mass media și a apelat 112, oferind indicii utile, care au fost exploatate cu eficiență de polițiștii din Bihor, bărbatul fiind identificat și prins la scurt timp. Bărbatul a fost surprins de o cameră de supraveghere când a luat o mașină de ocazie în capitală. A coborât din ea la Tâncăbești pe DN1. De acolo s-a urcat într-un tir. A fost reperat ulterior și în zona Clujului. La Oradea a fost filmat încercând să convingă un șofer de tir să-l ia în mașină. Inventase chiar și o poveste, spunând că și el conduce o mașină de mare tonaj și că vrea să ajungă în Satu Mare. La puțin timp, cineva a sunat la 112 și a anunțat că l-a văzut pe deținut. După ce a fost săltat, bărbatul a fost dus direct în penitenciarul din oraș. Riscă acum să stea și mai mult în închisoare pentru că a evadat. Părăsirea fără autorizare a mijloacelor de transport este asimilată infracțiunii de evadare și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Deținutul și-a ucis iubita în Satu Mare în anul 2017. Un an mai târziu a fost condamnat la 18 ani de închisoare pentru omor și a fost încarcerat tot în Satu Mare. La începutul lunii aprilie, evadatul a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transferat la Spitalul Penitenciar Rahova. Pentru că unele investigații nu puteau fi făcute de medicii de penitenciar, a fost dus la o clinică privată. De acolo a reușit să scape. A fost deschisă și o anchetă internă, iar șefii penitenciarelor au mers la Spitalul pentru Deținuți de la Rahova într-un control. Verifică dacă au fost respectate procedurile de transfer, de ce deținutul nu avea cătușe și de ce nu a fost supravegheat în permanență. Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis doi tineri, este anchetat disciplinar de conducerea penitenciarului Poarta Albă, după ce Marian Ceaușescu a discutat cu tânărul la telefon și a postat convorbirea pe o platformă de social media. Discuția a fost intermediată chiar de Mihai Pascu, tatăl tânărului. Vlad Pascu riscă acum să piardă dreptul la vizite și accesul la telefonul mobil. Aș porni pe o altă cale cu totul și mi-aș face o altă viață în sensul pe care ce-am făcut până acum. Pentru că știu că am făcut greșit și am primit niște timp. S-a întâmplat și tragedia asta cu acei doi oameni care nu au cum să se mai întoarcă în momentul de față. Aș da orice ca să se dau timpul înapoi să pot să fac lucrurile cu totul diferit. Eu știu cine sunt eu și știu că tot ce se televizează și așa nu e, îmi arată decât partea neagră a mea, nu arată nimic și de lucrurile pe care le-am făcut bune în viața asta. Mai sunt 2 luni până la alegerile locale. Acuzațiile la adresa candidaților încep să apară. De această dată a venit rândul candidatului Alianței PSD-PNL Cătălin Cârstoiu, care este acuzat de incompatibilitate în urma unei investigații făcute de jurnaliștii Hot News. Ei vin cu dovezi de la un fost pacient al medicului Cârstoiu, care ar fi fost consultat la o clinică privată în 2023, în timp ce medicul era și manager la Spitalul Universitar.
Conform unei investigații a jurnaliștilor de la Hot News, medicul Cătălin Cârstoiu, actualul candidat susținut de PSD și PNL pentru funcția de primar general al capitalei, este acuzat de incompatibilitate. Dovada ar veni de la un fost pacient care a oferit documente care demonstrează că în octombrie 2023 a fost consultat chiar de medicul ortoped Cătălin Cârstoiu la clinica privată Anemona Med, care este deținută de dr. Monica Mihaela Cârstoiu, soția sa. Medicul Cârstoiu era în 2023 în același timp și managerul general al Spitalului Universitar de Urgență București. Conform legii privind reforma în domeniul sănătății, un manager de spital nu poate avea o altă funcție, plătită sau neplătită, în afara spitalului pe care îl conduce. Jurnaliștii de la Hot News susțin că scrisoarea medicală și parafa doctorului Cârstoiu au fost pe clinica Anemona Med, dar factura dată pacientului a venit de la o altă firmă, Praxis Medical, firma soției lui Cătălin Cârstoiu. Conform documentului, pacientul a plătit 750 de lei pentru serviciile medicale. Candidatul Cârstoiu neagă acuzațiile și spune că aceasta este doar o campanie murdară la adresa lui. Investigația Agenției Naționale de Integritate a fost trimis și un comunicat pe care l-am văzut în presă, așa încât să lăsăm instituțiile statului să-și facă treaba. Doi. Vreau să vă spun un lucru, eu n-am încălcat legea, nu sunt în incompatibilitate, iar mizeriile din campania electorală sunt tipice și mă așteptam la acest lucru. Probabil că contracandidații mei nu găsesc altă cale decât să abordeze în felul ăsta această campanie. Eu vă mulțumesc. Potrivit jurnaliștilor de la Hot News, candidatul PSD-PNL la primăria capitalei a fost vizat și de o anchetă a corpului de control al premierului, pe vremea când guvernul era condus de Ludovic Orban. În 2020, Cârstoiu era suspectat de posibilă incompatibilitate și conflict de interese, asta pentru că era și manager la Spitalul Universitar, dar lucra și la o clinică privată. Nu sunt, doamnă, incompatibil, nu sunt în conflict de interese, e opinia mea. Am prezentat un punct de vedere Corpului de Control al primului ministru, care și-a invalidat el singur parte din raport. A fost sesizată Agenția Națională de Integritate pe acest aspect. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, i-a luat imediat apărarea candidatului său. Nu știu nimic de acest raport, presupun că a mers mai departe. Dacă credeți că eu am sunat pe șeful Corpului de Control să-i spun să dea uitării unui act din 2020, noi fiind în 2024. Nu, voiam să... deja, întrebarea era dacă îmi place povestea, e superbă, dar are nicio treabă cu realitatea. Și dacă veți... Presupun că a mers la ani. Liderii PSD și PNL sunt la această oră în ședință de urgență pentru a stabili strategia de campanie, în ciuda animozităților din ultima vreme, pun la cale planul de bătaie pentru alegeri și mergem în direct la Elena Crângașu. Elena, ce informații ai despre discuții? Bună seara, bun găsit tuturor. A început la ora 19 această ședință. Nu este o ședință obișnuită, este o premieră, am putea spune, pentru că față de ședințele obișnuite ale coaliției, în care îi vedem pe liderii celor două partide, de această dată participă și șefii de organizații, atât de la PSD cât și de la PNL, între care știm că de-a lungul timpului am tot văzut tensiuni, însă trebuie să discute, așa cum spuneai și tu, despre planul pentru alegerile locale, pentru că până pe data de 30 aprilie trebuie să depună candidaturile și încă au rămas câteva semne de întrebare. Ce se întâmplă la Satu Mare, la Mureș? Vor merge împreună sau vor merge separat? Trebuie să discute toate aceste lucruri, cât și despre termenii acestei campanii, am putea spune, pentru că am tot văzut atacuri, am văzut transferuri de primari de la PSD la PNL, despre care chiar recunoșteau liderii celor două partide, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, nu le pot controla. Nu poate exista un pact între PSD și PNL la nivel local, astfel încât să nu mai existe astfel de probleme. Vor merge până la urmă pe fair play, să vadă dacă se înțeleg sau nu, dar inclusiv de la vârful celor două partide și recent am văzut astfel de atacuri. Rareș Bogdan, care spunea că în administrațiile locale conduse de PNL curge lapte și miere, iar în cele care sunt conduse de PSD, situația stă diferit și a fost criticat de Paul Stănescu, lider al Partidului Social Democrat. Vom vedea cum decurg discuțiile în această seară, dacă au reușit să treacă peste aceste orgolii și să ajungă la o concluzie, astfel încât să vină cu un plan pus la punct pentru alegeri.
Nici n-au depus bine lista europarlamentarilor la biroul electoral central, că deja PSD și PNL se văd cu peste 50% din mandate în Parlamentul European, o spun două dintre cele mai puternice voci din coaliție, vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu și cel al liberalilor Rareș Bogdan. Eu cred că noi vom obține minim 18-19 eurodeputați. Asta e credința mea la redistribuire, că mergem spre 19, poate chiar mai mult. Targetul fixat de alianță este 17 eurodeputați. Dacă nu se atinge targetul, o să uităm că avem doar 16. Eu cred că îl atingem. Am convingerea că vom avea pe votul politic pe lista de europarlamentare peste 50%. Dacă asta dumneavoastră nu vă dă o imagine de câștigător de alegeri, nu știu ce ar putea face. Am convingerea următoare, că vom lua peste 50%, chiar bine peste 50% la europarlamentare, că toate consiliile județene vor fi PSD și PNL, mai puțin Harghita, Covasna, cele pe care le știți. Imediat veți vedea într-un sondaj realizat de Atlas Intel pentru Digi24 câți români ar vota alianța PSD-PNL la europarlamentarele din 9 iunie și dacă previziunile liderilor coaliției se adeveresc. Acum despre vremea când politicienii se îndreaptă către popor ca să-i ceară votul, știți că se întâmplă odată la 4 sau 5 ani, alegătorii sunt tot mai dezamăgiți, în prag de alegeri vine întrebarea: și eu cu cine votez? Am vrut să vedem ce cred oamenii despre viitorii politicieni care vor pleca la Bruxelles să apere interesele țării. Ne-am rezumat la primele nume puse pe listă de PSD și PNL, adică coaliția celor două, Alianța Dreapta Unită, știți, este vorba despre USR, PMP și Forța Dreptei, și în fine, AUR. Toți vor veni să vă ceară votul, uitați așa, din poartă în poartă o să vină. Așa o să le spunem la toți. Să nu mai vină să ceară. Nu e nicio speranță. Toți și-a puterea, să-și pună familia bine. E o vorbă la sat. Munca cinstită n-a îmbogățit pe nimeni, iar tanti Maria și vecina ei au pus deja ștampila pe clasa politică. Aproape toți sunt hoți. Deși își împart viața între gospodărie, mersul la doctor și crescutul nepoților, femeile nu sunt rupte de politica românească. Știu pe băiețeștia, pe ăsta, pe șmecherul ăsta, de la sănătate. De la sănătate le știți, nu? Dar cât sunt pe aici? Nu candidează. Care a furat cu voci de sat? Pe bandit ăsta? Ăsta e un bandit. Doamna Fira. Bătrâni. Și-a bătut joc de bătrâni. Ăsta-l cunoști? Da, și ăsta iar la europeni. Ce să-i văd? Nu le fi rușine să mai candideze? Nu le rușine? Frică de Dumnezeu ce-a făcut? Nu. Cine? Oare țara asta, parlamentul ăla și toți ăștia, oare nu vine să vadă ce e aici, în satul ăsta? Două sate mai departe l-am găsit pe Neanicu. Alături de soție, muncește toată ziua în solarul din spatele casei. Ar vrea ca politicienii să coboare printre oameni nu doar când caută voturi, ba le-ar da și de lucru, să vadă și ei cum e să trăiești doar din ce produci. Domnul Rareș Bogdan ar face cu mine numai așa, să nu murdăresc. Doamna Firea ar face față la tot, ar face de toate. Pentru că e damă și asta, aș pune-o la repicat, la semănat. Pe domnul Terheș, că domnul Terheș l-aș lua pe lângă mine, că cu siguranță nu se pricepe, dar ar învăța și cred că i-ar și place. Și domnul Tomac la fel, cred că n-ar da înapoi, chiar i-ar place. L-aș pune să facă, l-aș pune să mă ajute pe mine. Domnul Voiculescu de la Sănătate, l-aș pune la Sănătate din plante, dar cred că nici la astea n-ar fi capabil să fie un fitosanitarist. Ce au făcut din ce au promis aleșii? Evaluarea celor care le-au dat votul nu prea aduce notă de promovare. Niciunul nu merită mai mult de 7, iar alții sunt deja repetenți. Lui Rareș Bogdan, 3 dau. Ăsta 5. Care bar? Lui Firea îi dau 7. Ce așteptați de la ei să facă în Parlamentul European? În primul și în primul rând trebuie să se gândească la țărișoare, asta nu la ei. Că oricum i-am trimis acolo pe bani gri.
ar trebui să lucreze trup și suflet pentru poporul ăsta. Baronul PSD de Vaslui, Dumitru Buzatu, încearcă să scape mai ușor. Arestat de mai bine de jumătate de an, după un flagrant de peste 1 milion de lei, fostul președinte al Consiliului Județean a făcut un denunț la DNA. A fost și audiat de anchetatori în acest caz. Detalii are Andreea Georgescu. Andreea. Cu siguranță este o strategie pentru a-și îmbunătăți propria situație juridică. Sunt mai bine de 6 luni de când Dumitru Buzatu a fost arestat preventiv și este deja trimis în judecată de procurorii de la Direcția Națională Anticorupție pentru 2 infracțiuni. Este vorba despre trafic de influență și luare de mită, iar în ipoteza în care ar fi găsit vinovat, iar judecătorii l-ar condamna la pedepsele maxime prevăzute de lege, riscă până la 10 ani de închisoare. Tot conform legii, dacă face un denunț care este confirmat prin cercetările ulterioare, atunci limitele de pedeapsă în propriul dosar de corupție se înjumătățesc. Ar fi așadar un beneficiu important dacă denunțul pe care Dumitru Buzatu l-a făcut deja la Direcția Națională Anticorupție din Iași și în legătură cu care a fost deja audiat, va fi apoi confirmat prin cercetările ulterioare ale DNA, care nu a dat detalii, așa cum cere de altfel legea, în legătură cu persoana ori persoanele pe care Dumitru Buzatu le-a denunțat și care ar fi faptele reclamate de acesta. Rămâne de văzut așadar ce se va întâmpla cu acest denunț și dacă îi va fi sau nu util în propriul dosar. Așteptăm în cursul acestei săptămâni în cazul lui Dumitru Buzatu și o primă decizie, cea legată de validarea ori invalidarea probelor strânse de DNA în dosarul în care Dumitru Buzatu este acuzat că a primit peste 1.200.000 de lei de la un om de afaceri pentru a îl ajuta în relația pe care o avea cu instituția pe care o conducea la vremea respectivă. Este vorba despre Consiliul Județean Vaslui. Păcănelele vor dispărea din comunele și orașele mici, odată cu ele în teorie, ar trebui să dispară și dependența împătimiților jocurilor de noroc, speră sătenii care nu privesc cu ochi buni aparatele care le mănâncă banii celor tineri și întărâtă. Legea scoate păcănelele din localitățile cu mai puțin de 15.000 de locuitori, dar nu și casele de pariuri. Mironeasa e o comună din județul Iași cu mai puțin de 4.500 de locuitori. Mulți dintre tinerii de aici își pierd timpul și banii la păcănele. Rudele lor sunt mulțumite că au scăpat de astfel de aparate din comună. Cea mai grozavă spurcăciune de pe lumea asta care este aparatele de păcănele. Mare golănie. Îi dau cu barbutul ăla, cu jocurile, te e la bătaie și te uzi la mine. Și te bate de iaba. Sunt nervoși de la păcănele? De la păcănele. E bun, nu-i trebuie, trebuie scos jocul ăsta de aici. Dar nu-s așa de buni, nu-s exagerate de buni, mai bine altceva decât păcănele. O discotecă, o așa, decât păcănele ca să ducă acolo, să cheltui bani și să bat. Ar trebui închisă complet, nu, pentru că un muncitor din ăsta sau un țăran se duce undeva și câștigă un bănuț, duce seara și-l dă. Și a doua zi îl vezi plângând. Mulți spun că au dat de mari necazuri din cauza dependenței de jocuri de noroc. Băietul meu are 19 ani și acolo le-a bătut toate. 100 de milioane au avut Picard, plus și-a mai avut el bani așa. A fost în Germania, a venit și le-a bătut acolo. Paca, paca, pac, când Picard n-a mai avut nimic. Vasile Grijuc speră ca noua lege să-i facă pe tineri să nu mai cheltuie până la ultimul ban. Tot s-a pierdut, n-am câștigat nimic, n-am văzut acasă să vii cu nimic. Vine seara cu 2-3 pungi, chipsuri de gele. Atât, 2 săptămâni au stat, 2 săptămâni au avut bani. Nu toți recunosc ca o problemă, ca orice fel de dependent intră în faza de negare. Cu cât este mai tânăr, cu atât nerecunoașterea unei dependenții este pe prim plan. Acest fenomen este grav și în contextul în care nivelul de trai este destul de scăzut. Legea care a fost trimisă pentru promulgare prevede că jocurile de noroc vor fi permise doar în localitățile care au mai mult de 15.000 de locuitori. Valoarea medie a unui credit imobiliar a ajuns în România la 66.000 de euro, în creștere față de anul trecut. Experții în domeniu se așteaptă în continuare la o creștere a prețului apartamentelor. Cererea e mare și în continuare oferta este scăzută. Nici măcar dobânzile încă mari nu-i sperie pe români. În primele 3 luni ale anului, numărul creditelor acordate a crescut cu o treime.
Dacă ar fi să-și cumpere un apartament în capitală, Cristian Ciurea ar opta pentru zona Drumul Taberei. Are o listă clară de criterii. Locuința să fie într-un bloc nou, iar rata să nu treacă de 2000 de lei pe lună. Să fie aproape de metrou, asta e important. Să fie bloc nou, pentru că oricum în ziua de azi, dacă ți-ai bloc vechi și te apuci de o renovare, găsești foarte greu și meseriași și prețurile manoperă plus materiale te costă foarte mult. Potrivit ultimului studiu de pe piața imobiliară din România, rata medie plătită de un român este de 2000 de lei pe lună, egală cu o chirie pentru un apartament cu două camere. În acest an, valoarea medie a unui credit ipotecar a ajuns la 66.000 de euro, cu 1,5% mai mult decât anul trecut. Românii preferă să plătească un avans mai mare de 15% atunci când cer bani băncii cu împrumut. În București, un metru pătrat costă 1700 de euro. De 86.000 de euro puteți cumpăra o garsonieră sau un apartament de 50 de metri pătrați în sudul sau estul capitalei, în blocuri vechi sau noi. În niciun caz în centrul capitalei. Undeva mai la periferie, unde poate să existe un pic mai multă liniște, și probabil un trafic mai... Bine, ideal ar fi să am o casă undeva în afara Bucureștiului, dar nu departe. La Cluj, de acești bani, vă puteți cumpăra cel mult o garsonieră de 30 de metri pătrați într-un bloc vechi. În Brașov, de 83.000 de euro, vă puteți cumpăra o garsonieră sau un apartament cu două camere de până la 50 de metri pătrați într-un bloc vechi. Cel mai avantajos oraș pentru cumpărarea apartamentelor este Timișoara. Vă puteți lua un apartament cu două camere în bloc nou sau apartament de trei camere într-un bloc vechi. Cluj-Napoca, care este cel mai scump oraș din țară și unde sunt cel mai puțin accesibile apartamentele, ai nevoie de până la 11 ani să lucrezi pe salariul mediu pentru a lua un apartament în Cluj-Napoca. La polul opus avem Timișoara, unde salariul mediu net este aproape identic cu cel din Cluj-Napoca, dar oferta de apartamente e mai variată, piața mai bogată în ofertă. În primul trimestru din acest an, băncile au dat credite ipotecare în valoare de 1,3 miliarde de euro. La 4 luni de la lansarea programului Garanție Returnare, doar 10% din sticlele de pe rafturi au fost reciclate. 4 din 10 români nici măcar nu au încercat să-și recupereze banii dați în plus pentru sticle. Spun că 50 de bani e prea puțin. Deși este lansat de 4 luni, sistemul de garanție returnare nu-i convinge încă pe mulți. 40% dintre români nu și-au recuperat garanția, arată un studiu făcut de o companie de analiză de piață. E chiar greu să stai, să strângi, să le strângi în casă, nu. Ce, doamnă? Pentru 5 lei să te duci să stai. 50 de bani, da. Mie mi se pare greu una, ca pentru mine așa, da? De ce? Că trebuie să le strâng, trebuie să mă duc cu ele până în mână, până în acolo, dar normal e bine. Nu stau să măcar mereu cum e după mine cu sticla, așa prefer să le arunc la cel mai apropiat coș de gunoi. Știu, sunt niște bani pe care îi pierd, dar sincer să fiu, lenei mare. Sunt peste 900 de milioane de produse care au incluse în prețul de la raft cei 50 de bani. Dintre acestea însă au fost returnate doar 100 de milioane de ambalaje până acum, adică 10%. Oamenii nu colectează ambalajele pentru că e o mare lipsă de informare și încă nu s-au făcut îndeajuns de multe campanii de conștientizare și de informare. Oamenii nu au încredere în instituțiile statului și ăsta este unul dintre lucruri. Nu știu exact ce se întâmplă cu banii lor, nu înțeleg sistemul. Cel mai mult se returnează în marile orașe, acolo unde magazinele au pus la dispoziție clienților infrastructură. În marile magazine se află astfel de aparate de reciclare, unde venim și returnăm ambalajele. Sticla trebuie să fie goală, cu eticheta intactă, dopul pus și, foarte important, să conțină logo-ul SGR. Introducem sticla în aparat, apăsăm pe butonul de plată și vom primi un bon cu care vom merge la casă pentru a ne primi garanția de 50 de bani. Însă și aici apar probleme, de cele mai multe ori de logistică. Să bloca sau sistemul dădea sticlele pe lângă. Această problemă a venit și au remediat-o. Problema mai sunt vis-a-vis de ambalaje. Sunt producători care abia acum încep să scoată cu logo-ul SGR și care nu sunt băgate în sistem, podurile de bare. La nivel național, 3 din 10 magazine au implementat până acum sistemul de garanție returnare.
Armata obligatorie în România nu este deocamdată în plan. E declarația lui Klaus Iohannis, care cere în schimb noi recruți în armată. Vă reamintim, Josep Borrell, ieri, șeful diplomației europene, spunea că se simte pericolul războiului în Europa. Germania, Franța, Olanda, Belgia sau Letonia iau în calcul reintroducerea stagiului militar obligatoriu în condițiile amenințărilor Rusiei. În România situația este complet diferită. Asigurările vin chiar de la șeful statului. Ce spunem românilor? Ce plan culeste? În momentul de față nu este în discuție o astfel de proiect. Președintele Iohannis vrea însă o rezervă mai mare de cadre militare. Trebuie să intensificăm eforturile pentru a consolida rezerva de personal militar, pentru a revitaliza industria națională de apărare și pentru a moderniza infrastructura de transport. Apărarea cetățenilor noștri este una dintre obligațiile fundamentale ale statului român. Nu poate fi însă garantată siguranța oamenilor în lipsa unei armate dotate cu tehnologie modernă. Începând cu anul 2023, România a crescut de la 2% la 2,5% alocarea din PIB pentru apărare, adică pentru înzestrarea armatei României, pentru motivarea, instruirea și perfecționarea militarilor noștri, și pentru a crește nivelul de interoperabilitate cu forțele aliate. La acest moment, Ministerul Apărării Naționale propune un program de pregătire militară voluntară timp de 4 luni pentru tineri între 18 și 35 de ani, cu un salariu și un bonus generos la finalul perioadei de instruire. În fața unei lipse acute de soldați, Ucraina apelează la metoda brevetată de Rusia. Încorporează deținuți. Parlamentul de la Kiev a dat undă verde unui proiect de lege în acest sens, o decizie controversată, nu tocmai surprinzătoare, asta mai ales pentru că pe front situația este tot mai gravă. Un general german avertizează că în prezent Kievul are nevoie de tot sprijinul necesar pentru că rușii au un avantaj de 5-1 în privința artileriei. Berlinul a anunțat un nou pachet militar, companii britanice se implică în producția ucraineană de drone, Kievul așteaptă armele și banii din Statele Unite, iar Zelensky ar fi gata să vorbească și cu Donald Trump. Aceste imagini surprind un atac rusesc cu motociclete undeva în apropiere de Avdivka. Ar fi pentru prima oară când armatele lui Putin au folosit acest mijloc de transport în linia întâi. Două motociclete cu câte doi oameni au gonit spre tranșele ucrainene și chiar au ajuns până acolo. Mișcările lor au fost filmate din dronă și publicate pe Twitter. Simpatizanții Rusiei spun că a fost un atac inedit, în timp ce pro-ucraineni au ironizat noua tactică rusească. Nu este clar ce s-a întâmplat cu ei, pentru că filmarea se termină cu bombardarea tranșeelor cu obuze cu dispersie. Asaltul pe motocicletă, vehicule fără protecție, arată cât de mult contează viața unui soldat de rând pentru Rusia. Ohne zynisch klingen zu wollen, auf russischer Seite ist das ja so ein bisschen auch Teil der Doktrin, dass man mit massivem Einsatz von Material, mit dem massiven Einsatz von Menschen, insbesondere diese wellenartigen Angriffe vorträgt, was zu enormen Verlusten führt. Wir gehen derzeit davon aus, dass die russischen Streitkräfte seit Kriegsbeginn 400.000 Soldaten verloren haben. Das sind die Gefallenen und die dauerhaft nicht mehr einsetzbaren. Germania a anunțat un nou pachet militar pentru Ucraina. Este vorba de 6.000 de obuze de artilerie care vin direct din depozitele armatei germane. De asemenea, ucrainenii vor primi 1.000.000 de gloanțe, 10 de drone de atac, blindate pentru deminare și alte echipamente cruciale pentru front. Iar Marea Britanie și Ucraina au semnat un acord de cooperare în domeniul apărării. Companii britanice vor repara tunuri în uzine ucrainene și vor ajuta Ucraina cu producția de drone. We now recognize we need to step up to partnering with the Ukrainian defense industry to position Ukrainian defense industry to be better able to respond at speed and to support the Ukrainian economy. Statele Unite ar urma să voteze în curând pachetul de ajutor militar pentru Ucraina și ca să-i înduplece pe republicanii radicali care blochează pachetul în Congres, Volodymyr Zelensky a zis că ar vorbi cu Donald Trump despre ideile fostului președinte de a încheia războiul. Israelul și Iranul sunt în pragul războiului. Lideri din cele două țări se amenință cu atacuri și răzbunări în context atacul israelian asupra angajaților ONU
din fâșia Gaza, l-a înfuriat peste măsură pe Joe Biden. La două zile după incident, președintele american l-a criticat pe Benjamin Netanyahu, a cerut un armistițiu într-un interviu difuzat după o săptămână de la tragedie. De atunci, situația s-a schimbat, oficialii americani nu au făcut niciun fel de solicitare unilaterală pentru o încetare a focului. Peste 33.000 de palestinieni au fost uciși în 6 luni de război. Asta a declarat Ministerul Sănătății. Care românii vor merge la urne la toate episoadele de alegeri din anul acesta? Care sunt subiectele care îi îngrijorează pe români? Și ce cred ei despre coaliția PSD-PNL? În plus, cum ar vota pentru alegerile europene? Ce scor obține această coaliție? Ce scor obține Alianța Dreapta Unită? Ce scor obține AUR? Toate aceste întrebări vor primi răspunsuri în minutele următoare. Un sondaj Atlas Intel în exclusivitate pentru Digi24 ne aduce răspunsurile după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi! Informație nouă la Digi24, Bloomberg anunță că este iminent un atac cu rachete lansate dinspre Iran către Israel și ar fi vorba despre cel mai probabil un atac prin proxy, adică prin intermediari, nu direct din Iran către Israel. Este un anunț care vine din partea oficialilor Statelor Unite, dar nu este un anunț oficial, este o informație pe care a obținut-o Bloomberg. Este iminent un atac cu rachete asupra Israelului, rachete iraniene, dar prin intermediul unor proxy, prin intermediari. E o informație pe care urmărim, un eveniment care stă să se întâmple, pe care evident îl vom urmări pentru dumneavoastră. Statul la stat acum despre cum alegem legume și fructe de la piață, în magazine, e o adevărată loterie, mâncăm produse pline de pesticide, fără să știm ce am cumpărat. Autoritățile statului ne spun că totul e în regulă și că țin situația sub control. În realitate, habar n-au ce cantitate de produse neconforme există în România, habar n-au ce cantitate de produse otrăvite ajung în consum, pentru că știți, în România se testează foarte puțin. În plin sezon al verdețurilor, în București se testează o ceapă verde, un usturoi, un leuștean, o salată, un spanac și un cartof. Statul la stat. Ceapă verde cu DDT, un pesticid extrem de toxic, interzis în Europa, fiind cunoscut că favorizează apariția cancerului. Morcovi cu două tipuri de insecticide interzise în Uniunea Europeană. Roșii cu numai puțin de 19 pesticide. Avocado bio plin de substanțe chimice. Campania Digi24 de testare a nivelului de pesticide din legumele pe care le mâncăm arată că statul român testează foarte puțin și habar nu are cât de toxice sunt legumele și fructele pe care le cumpărăm zilnic din piețe și supermarketuri. Ca un corolar al ultimei luni și jumătate, două luni de când ne-am apucat să testăm săptămână de săptămână, să prelevăm din diverse locuri, că vorbim de retail, că vorbim despre piață, că este o harababură în ceea ce privește testarea produselor care se află pe piață. Am făcut un exercițiu pe cât de simplu, pe atât de elocvent. Instituția care se ocupă de testarea legumelor și fructelor produse în țară este Autoritatea Națională Fitosanitară, aflată în subordinea Ministerului Agriculturii. Am luat ca exemplu Bucureștiul, cea mai mare piață de desfacere din țară. În luna aprilie acestui an, Autoritatea Fitosanitară testează în capitală, atenție, o ceapă verde, un usturoi verde, un leuștean, o salată, un spanac și un cartof. Atât și nimic mai mult. În condițiile în care zilnic ajung la vânzare tone de produse, deși este sezonul verdețurilor, în tot Bucureștiul nu este testată nici măcar o ridiche roșie. Insistența mea asta e, dacă dumneavoastră puteți garanta că toate aceste produse care există pe piață, iar dumneavoastră nu le verificați, dacă aveți doar 6 probe luna asta pe București, sunt conform. Eu, mie îmi place să cred că sunt conform. Vă place să credeți? Da. Doamna, căreia îi place să creadă,
este Paulina Gabor și conduce Autoritatea Națională Fitosanitară. Chiar dacă se testează atât de puțin, angajata statului ne spune că totul este în regulă. Pe ce se bazează? Pe faptul că România respectă regulamentele, procedurile și normele europene în domeniu, deci nu avem de ce să ne facem griji. În plus, este deranjată de faptul că presa folosește expresii dure ca să descrie pericolul la care sunt expuși cetățenii. Să nu mai utilizăm aceste produse periculoase. Sau când zici periculos sau mai e o expresie, deja te duce cu gândul că te omoară. Păi dacă găsești pe piață, doamnă, produse care au un nivel de pesticide peste limita admisale, ce sunt? Acum, prezintă un risc pentru sănătate, dar nu sunt periculoase cum se vehiculează. Nu, e un risc pentru sănătatea umană, de aceea ei sunt dacă obligați. Dacă e un risc, nu înseamnă că sunt periculoase? Un risc îl avem oriunde, și în aer, și în atmosferă. Ce facem? Și aerul pe care îl respirăm, e poluat. Este important de precizat că se testează atât de puțin, nu pentru că nu ar vrea conducerea autorității fitosanitare, ci pentru că atât este capacitatea statului român în acest moment. De-a lungul anilor, nimeni, niciun ministru al agriculturii, nu a mișcat un deget pentru a schimba lucrurile. În toată țara există doar două laboratoare, unul în București și unul în Târgu Mureș. Am mers și noi la cel din capitală pentru a vedea cum se întâmplă lucrurile. Șefa de laborator este Aurelia Surgu. Statul român oferă vreo garanție că ridicile de pe piață din luna aprilie din București sunt conforme? Rezidurile de pesticide sunt în limite legale? Dar cine garantează sau puteți, dumneavoastră puteți spune cu siguranță că nu sunt conforme? Adică eu nu pot să garantez, dar nici dumneavoastră nu puteți veni cu asta că s-ar putea să fie toxice. Eu nu lansez aici o acuzație, eu doar întreb. Și v-am spus, facem o analiză a riscului. Ținem cont de această capacitate a laboratorului și nu pun mai multe probe de ridic în detrimentul altora care sunt cu risc mare. Ne spune de la bun început că se lucrează la foc continuu, însă aparatul nu poate mai mult. Astea nu se opresc niciodată. Zi, noapte, sâmbătă, duminică, profităm vinerea, le pune aici cât așa și intră cumva colegele și de acasă online să verifice să nu se oprească. Procesul este extrem de migălos și, pentru ca rezultatele să fie concludente, este nevoie să treacă și câteva zile de la procesarea probei. Aici se întâmplă separarea pesticidelor și identificarea lor, iar aici, care zicem noi că spectrometrul de masă, în funcție de mase, de nu știu ce, ne spune și ce este și cantitatea. Majoritatea legumelor de sezon care se vând în București provin din județele limitrofe. Și aici se testează la fel de puțin. În Ilfov, de exemplu, în această lună sunt prelevate doar 5 probe. 2 de spanac, un leuștean, o salată și un usturoi verde. Asta în condițiile în care nicio instituție a statului nu are o evidență clară a cantității de marfă care se produce și traseul pe care aceasta îl urmează pe piață. Eu mă îndoiesc că există aceste cifre, eu n-am reușit să le aflu de undeva. Câtă marfă intră în București și de unde, în primul rând, și ce conțin ele, nu mai spunem că asta este o întrebare fără răspuns. În momentul ăsta, dacă eu vreau să aflu câtă ceapă verde, câtă salată, câte ridichi se cultivă și se vând de la producătorii din Ilfov, pe cine întreb? Este foarte greu. Eu, jurnalist. Este foarte greu. Eu mă raportez doar la cei care au accesat acel grant. Cine nu a accesat, Cine nu a accesat, pot să știu încrucișat, da, din aceste avize, că știu care activitate, sau pot să știu încrucișat de la primărie, în baza registrului agricol, asta, dacă a fost trecut. Asta înseamnă să cereți dumneavoastră la primărie. Corect. Da. Dincolo de discursurile oficiale în care ni se transmite că totul este sub control, instituțiile statului habar nu au care este situația reală din piață, câte dintre legumele și fructele care ajung pe mesele românilor respectă limitele de pesticide impuse de lege. Abia acum, în ceasul al 12-lea, conducerea autorității fitosanitare spune că vrea să mai cumpere încă 3 laboratoare, astfel încât capacitatea de testare să crească. Am gândit să avem în fiecare regiune a țării, deci pe lângă cele două, da, de aici, de la București și de la Târgu Mureș, să mai existe unul în Moldova, unul în Banat și unul în Oltenia.
și uite așa, până când statul își va îmbunătăți capacitatea de testare și control, alegerea unui produs curat de la piață sau supermarket rămâne doar o loterie. Sondaj în exclusivitate realizat de Atlas Intel pentru Digi24. În această seară vorbim despre opțiunile românilor pentru alegerile europarlamentare. Știți că în legătură cu aceste alegeri, Alianța PSD-PNL face pariuri. În legătură cu scorul pe care Alianța l-ar lua la alegerile europarlamentare, s-ar face planurile pentru alegerile prezidențiale. Liliana Ruse, realizator Briefing în studio. Bună seara, Lili! Înaintea opțiunilor pentru alegerile parlamentare, europarlamentare, înaintea clasamentului problemelor pe care le au românii, alianța între PSD și PNL este o idee bună pentru România? Au fost întrebați oamenii care au participat la acest sondaj. Iată rezultatele, cât de surprinzător. 53,6% spun că nu e o idee bună. Este surprinzător pentru că luăm de bune declarațiile făcute de către Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, și anume românii vor această alianță. Așa ni s-a spus încă de la început, că este în interesul românilor, românii o cer, este nevoie de stabilitate, este nevoie de siguranță în condițiile în care avem război la graniță. Însă sunt convinsă, vom vedea de la ora 21 și în ce măsură se reflectă această opinie a populației asupra scorurilor alianței. Putem să intuim, dar vom vedea datele imediat. Doar 35% spun că este o idee bună. Ceea ce ne arată în acest moment, fie că românii au văzut, sau mă rog, majoritatea respondenților au văzut dincolo de ceea ce le-au spus Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu, și anume dorința acestei alianțe de a rămâne cât mai mult la putere, pentru că acesta este motivul real pentru tocmirea, pentru constituirea ei, iar cei care acceptă că este o idee bună, probabil se vor regăsi în scorurile celor două partide. Însă în momentul în care ai, teoretic, jumătate de populație care îți spune că această coaliție nu este o idee bună, înseamnă că vei avea o problemă și la europarlamentare, vei avea o problemă și la prezidențiale și la parlamentare. Nu este singura veste proastă pentru alianța PSD-PNL. Ce spun românii despre cum vor vota la europarlamentare? Care sunt problemele care îi vor trimite pe români la urne? Intrăm în detalii după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi! Viața sub același acoperiș va fi altfel peste 60 de ani. Acoperișul nou. Bilca rezistă indiferent de vremuri și de vreme. De la maestrul ciocolatier Lind, irezistibile, fine și cremoase, pralinele Lindor. Tu alegi momentul, noi îți oferim bucuria. Lindor, de la Lind. La KFC ai Smart Menu cu tot ce-ți place la doar 19,90 lei. La așa preț îți vine să oprești timpul. Dar vezi să nu te prindă așa. Mai bine fă-ți pofta la ofertă și stocuri pe kfc.ro Smart Stock. KFC. Nu mai fi îngrijorat, hai la Dona imediat. Vino, te vom asculta, sfaturi bune îți vom da. Cu căldură te primim, prețuri bune îți oferim. Ai 27% reducere la Eubiotic Forte. Acesta e un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul. Dona e o farmacie, așa cum îți place ție. Scapi ușor de ce nu-ți place. Canestengin 1 tratează candidoza cu o singură administrare. Canesten, un tratament optim al candidozei vaginale. Salamul Sandwich Toast de la Fox. Cea mai bună formă de când s-a inventat salamul. Nu-ți place să faci curățenie, dar aspiratoarele Philips adoră asta. Ne place să facem curățenie, chiar mai mult decât îți plac ție petrecerile cu slipici. Aspiratoarele fără fir Philips cu tehnologia Power Cyclone aspiră rapid și eficient mai mult praf, murdărie și pete. Ție îți place curățenia, nouă ne place să ți-o oferim. Philips. Ne plac chiar și lichidele și murdăria umedă, dar doar cu Philips Aquatrio. Ai schimbat pastilele tale vechi cu Sano Hepatic Colesterol Plus? De ce?
Pentru că Sanohepatic Colesterol Plus conține 60 de comprimate în loc de 30. Are o compoziție complexă, are grijă și de ficat și de nivelul colesterolului. Două beneficii într-un singur comprimat. Sanohepatic Colesterol Plus. Plus nu costă mult. Un comprimat, aproximativ 60 de bani. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Hai că terminăm acum cu ultimele detalii. Ce stil avem aici? Stilul Fime vrea să fie mai aproape de natură. Prețurile mici dau trendul în amenajările de exterior în fiecare zi. Educând tânăra generație, aducând fermierul mai aproape de consumator, adaptându-ne la schimbările climatice, numai așa agricultura va avea de câștigat. Sunt Andreea Stroie și vă invit să urmăriți Agrojurnal. Împreună câștigăm pariul cu agricultura. Vrei ceva mai confortabil pentru grădina ta? Hai la Brico sau pe bricodepo.ro. Eu sunt Ana și gătesc pui cu noul multicooker Tefal Cookformi Touch. Ecranul intuitiv mă ghidează să aleg rețeta perfectă. În mai puțin de 10 minute gătesc pui cu nucă de cocos. Tefal Cookformi Touch revoluționează gătitul rapid. Pasajul Europa Unită. 4 benzi de circulație pentru ca oamenii din cele 4 zări ale Bucureștiului să ajungă mai ușor la școlile copiilor și la locurile lor de muncă. Pasajul Europa Unită. Un reper arhitectonic european. Pasajul Europa Unită din sectorul 4. O punte către Europa de mâine. Câte generații, atâtea gusturi. Așa tai, mă lași. Ce aveți, dragă, ce vă lipsește? Împacă-le pe toate cu cașcavalul și telemeaua Napolact. Mese împreună, așa cum se cuvine. Napolact. Dacă așa creăm noi detaliile, imaginează-ți cum este să conduci această mașină. Mazda 3. Crafted in Japan. Combat rapid durerile de cap cu antinevralgic forte grație puterii triple a celor trei substanțe active. Antinevralgic forte, tratamentul rapid pentru durerea de cap. Am creat pentru tine programul de loialitate MolMove, cu oferte dedicate pentru călătoriile tale. Descarcă aplicația MolMove și descoperă oferta de lansare. Cuponul tău de 30 de bani pe litru, reducere la o alimentare cu Mol Evo sau GPL. Multe persoane mi se plâng de apariția papiloamelor pe gât, axile sau sub sâni. CleanSkin Papillon poate ajuta la tratarea acestora. Mulțumită lui CleanSkin Papillon, putem scăpa singuri și fără durere de papiloame. Efectul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. CleanSkin, pentru o piele sănătoasă fără papiloame. Hei tu! Fie că îți începi ziua cu un castron plin, o lingură plină sau cu mâinile pline, ai un Alpro delicios vegetal fără zahăr. Mic dejun pe gustul tău. Alpro. Atât de vegetal, atât de delicios. Educația timpurie de calitate se face în creșe adaptate zilelor noastre. Compania Națională de Investiții construiește 153 de creșe prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social și încă 119 creșe prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Toate creșele sunt clădiri noi, sigure, dotate corespunzător și au consum de energie aproape de zero. CNI sprijină educația în toate colțurile țării. Proiectele CNI sunt finanțate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Mâine.
mâine vremea va fi deosebit de caldă, temperaturile vor fi despre 30 de grade în sud-estul teritoriului. Atmosfera va fi în general însorită, mai puțin în nord-est și la munte, unde se vor aduna norii și s-ar putea să apară câțiva strop de ploaie. Vântul va avea ușoare intensificări în regiunile estice. În București urmează o noapte liniștită, cu minime între 5 și 9 grade Celsius. Mâine apar și ceva nori, dar vremea va fi neobișnuită de caldă. Termometrele vor indica 28 de grade la umbră. La munte se vor atinge din nou maxime de până la 21 de grade Celsius. Vor mai fi averse, iar în noaptea de vineri spre sâmbătă s-ar putea să apară și fenomene electrice. O serie de sondaje realizate de Atlas Intel pentru Digi24. În această seară vorbim despre intenția de vot a românilor pentru alegerile europarlamentare. Ieri am vorbit despre intenția de vot pentru primăria Capitalei. Mâine vom avea datele referitoare la intenția de vot pentru prezidențiale. E adevărat că acolo multe dintre candidaturi nu au fost anunțate, dar totul face parte din momentul în care ne aflăm. Pentru că, știți, sondajele reprezintă o fotografie a momentului, mai sunt două luni până la alegerile locale europarlamentare. Cum ar vota românii la europarlamentare dacă alegerile ar fi duminica viitoare? Asta este întrebarea pe care au primit-o cei care au răspuns la acest sondaj. Alianța PSD-PNL 31,6%, Alianța USR-PMP și Forța Dreptei 24,6%, AUR 19,9%, SOS România, Partidul Dianei Șoșoacă 8%, UDMR 4,9%, intenții de vot încă o dată pentru alegerile europarlamentare. Completează foarte bine concluziile, informațiile pe care ni le oferă aceste cifre un alt slide, o altă afișare, o altă întrebare pe care au primit-o participanții la acest sondaj. Este întrebarea pentru care vedeam cifrele mai devreme, le vom revedea. Este vorba despre ce cred românii despre alianța PSD-PNL. 35% spun că nu este o idee bună. Vedem imediat rezultatul, iată-l. 53,6%, îmi cer scuze, 53,6% spun că nu este o idee bună, spun că este o idee bună, 35% nu știu, nu răspund, 11,4%. Aceste cifre vor fi comentate imediat de invitații noștri, după care, pe parcursul serii, vom mai obține câteva informații interesante în legătură cu problemele pe care consideră românii că le au ei și pe care le are țara. Este o ierarhizare a problemelor, e practic felul nostru de a afla cam care ar fi motivele pentru care românii vor merge la urne anul acesta. S-ar putea ca unele dintre aceste probleme să-și schimbe ponderea, să-și schimbe locul în clasament, vedem care este situația acum. Și tot în această seară veți afla, foarte interesant, cum consideră participanții la acest sondaj că scorează alianța PSD-PNL atunci când vine vorba despre lucruri bune și lucruri rele.